A tu ești așa de micuț. Până la 1,70 m. Salut, bășacalor, ce faceți? Uite, noi bine aici, trebuie să stau un pic mai aplicat, că ăsta e mic și nu pot să mai ridic aici. Sunt aici cu Piciu, ați mai vrut vloguri cu el, mai facem vloguri cu el. Totodată, de fapt, am mai făcut odată un vlog cu el, pentru că cel a luat blocat YouTube-ul, mulțumim. Care? YouTube, aplaude și tu, aplaude. Ăla din, aplaude. Bă, de data asta, știu, de fapt, hai să revin la chestia aia, știu că am zis că o să postez gen în fiecare zi, dar mi-am dat seama că tot prostul face asta și nu pot să fac și eu, așa că mai bine postez o dată la 2-3 zile, dar am gândit la un challenge foarte tâmpit, da? Am căutat și nu a făcut nimeni surprinzător și vreau să fac eu. În ce constă challenge? Eu o să stau undeva gen aici jos, o să mă așez aici să nu mă vedeți voi, ca să-i vedeți doar vocea lui și pe-a mea să auziți, o să aici, știi? Eu vorbesc cum ar veni și el trebuie să imite imediat ce zic eu, știi? Dar nu am editat. Dar o să văd eu la editare. Da, așa zici mereu. Da, corect. Am uitat să lăsați un like, să o să fii șmecheraș. Bun, hai că eu mă așez, da? Mai în centru, celălalt centru, așa. Cât mai clar, da? Mergeam pe drum când deodată nu știam ce să mai fac. Am zis, nu bine. Bă, nu. Mă improvizam. Trebuie să creăm și o poveste, da? Trebuie să creăm și o poveste. Bă, dacă zic, și o poveste! Trebuie să aibă sens o poveste. Mă trimisese mama să iau brânză. Bă, nu trebuia să râd. Eu uitasem să iau brânză și am luat cașcaval. Hai să încerc să stau în spate, n-ar fi mai bine. Așa am în da, pe ce mă trebuie? Hai, într-o după-amiază frumoasă, am mers afară. Știam cum să merg mai repede pentru că mâncasem foarte mulți cartofi prăjiți. Și cum mergeam eu spre magazin, eram balonat. Nu cred că eram foarte balonat, dar mâncase mult usturoi. A, da! Și cum... Hai bă, trebuia să-i mis. Și am mers eu la magazin liniștit, am luat o bucată de brânză, dar mama mi-a spus să iau cașcaval. Ai mimat? Și am plecat acasă în timp ce mâncam cașcaval. Mai aveam un leu în buzunar, dar îmi venea să fac pipi. Da, așa. Dar eu la mine mai ridic camera. Bun, bun, bun. Știi unde ai rămas? La Obama. Dar nu, tu poți să faci ce vrei. Am afară să mă joc și să mă joc. Weekend am. Dintr-o dată mi-a venit să fac pipi. Bă, dar mai încet, eu vorbeam mai încet. Am fost până la magazin ca să fac pipi. Acasă nu aveam. Vezi cum vedi cafea prost. De fapt, eram acasă. Iar la orfelinat. Sună interfonul în mijlocul videoclipului. Nu mi se pare normal. Am cam idei proaste, dar nu mă așteptam să zic chiar așa de proaste. Într-o zi m-a sunat diriginta și mi-a spus că am la 4. Am sunat-o pe mama și mi-a zis, du-te la orfelinat. Din păcate, de acolo și venisem. N-am idee ce să mai zic, m-am cam plictisit. Bă, dar mai încet, mă, că... Am fost la școală să învăț. Din păcate, a venit mama și mi-a zis că trebuie să plec. La orfelinat m-am întâlnit... Mai chiar așa cu mâinile. Salut! Ce faceți astăzi? Eu acum filmez un episod. Unde este ora dat? Chiar aici! Eu am o problemă foarte mare cu mâine. Îmi vine să-mi dau singur palme, dar nu știu de ce. Și mă trag și de urechi, dar de ce? Au, mă doare. Opriți-vă, ajutor. Bă, le dai palme. Salutare, Columbia, eu sunt Nicule și vă facem un nou. Ești nebun. Măi, mă. Nu mai putem. Crazy challenge. Da, să nu încercați asta. Mai ales ultima parte e prăjit rău. Nu încercați acasă. Cam însă a fost episodul. Îmi place că eu trebuie să stau așa într-un semi-spagat ca să pot să mă văd la înălțime cu el. Da, acum nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut. Încă niște așa, mi-a plăcut. Mi-ați dat idei cu ce să fac de Crăciun. Bravo, mai dați acolo, mai fac poate așa. Da, a fost un crazy challenge. Sper că v-a plăcut acest crazy challenge. Dacă v-a plăcut acest crazy challenge, nu uitați să-i dați un like la acest Crazy challenge. Pe data viitoare. Numele meu e Casimir cu capa. Îmi plac drogurile. Mă rup atât de rău încât în cur-
lucrurile. Mă târăsc într-un roi de insecte. Mi-a fost greu să-mi dau seama cine primează. Prietenii mei porumbei mi spun că ești bolnav maxim. Și porumbei-s păsări pline de bol ca Băsescu. Aș vrea să văd cum săriți în aer. Am uitat.